Epidemia de coronavirus continuă să lovească în economie, provocând pierderi masive și rupând lanțuri de aprovizionare la nivel global. Criza devine iminentă și e tot mai greu de gestionat, spun experții. Și pentru prima dată în istorie, România a reușit să se împrumute în euro la dobânzi negative. Care e explicația și mai ales care pot fi efectele? Vă spunem noi. Bun găsit la emisiunea despre banii tăi.